Sergei Shoigu, ministrul rus al apărării și unul dintre apropiații lui Vladimir Putin, ar fi suferit un infarct. Vestea a fost transmisă de către un reprezentant al autorităților ucrainiene. Oficialul rus a dispărut de mai multe zile din public, deși era o prezență constantă alături de liderul de la Kremlin după declanșarea războiului din Ucraina. Adjunctul ministrului de interne al Ucrainei, Anton Gerashenko, susține că Sergei Shoigu ar fi suferit un atac de cord. Oficialul rus, în vârstă de 66 de ani, este ministerul rus al apărării și unul dintre oamenii alături de care Vladimir Putin a organizat invadarea Ucrainei. O cunoștință a acestuia din cadrul ministerului a relatat jurnaliștilor de la Agence VO, un proiect media independent specializat în jurnalism de investigație, că Shoigu ar suferi de o afecțiune cardiacă. Sergei Shoigu nu a fost văzut în public din data de 11 martie și asta a ridicat numeroase semne de întrebare. El a apărut doar pentru scurt timp într-un videoclip publicat de autoritățile de la Kremlin, joi pe 24 martie, la o reuniune a lui Putin cu mai mulți miniștri. Pe 18 martie, Shoigu a mai fost menționat într-un comunicat publicat pe site-ul Kremlinului, care afirma că acesta și președintele Putin au discutat despre progresul operațiunii speciale din Ucraina cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al Rusiei. Comunicatul Kremlinului afirmă că Shoigu a fost prezent la întrunire, însă nicio imagine sau înregistrare video de la această întrunire nu a fost publicată. Tot pe 18 martie, Parvi Kanal a difuzat o știre despre Shoigu decorând militari ruși, anunțând că evenimentul a avut loc astăzi, însă imaginea folosită pentru material este identică cu una publicată de Ministerul Rus al Apărării pe site-ul său în data de 11 martie, cu 7 zile mai înainte. Absența oficialului rus a fost remarcată, însă Dmitri Peskov, secretarul de presă al Kremlinului, a menționat că Ministerul Apărării este ocupat cu situația din Ucraina și nu a avut timp pentru activități media. Shoigu nu este singurul înalt oficial rus care ar fi dispărut. De pe data de 11 martie, nici generalul Valeri Gerasimov, comandantul statului major rus, nu a mai apărut în public. Un alt general, Vitali Gerasimov, a fost ucis în Ucraina pe data de 11 martie. Îți mulțumesc că ai privit până la final. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut și nu ești abonat, am să te rog să apeși pe butonul de subscribe pentru a vedea mai multe clipuri de acest fel și să apeși și pe clopoțel pentru a primi notificări despre canal. La revedere!